Pentru ce ați protestat astăzi? E un protest spontan, nu e o acțiune sindicală, e nemulțumirea colegilor noștri de foarte mult timp care au vrut să-și exprime public această nemulțumire, pentru că în toată această perioadă nu a existat posibilitatea unei întâlniri care să le dea această posibilitate. Sunt multe lucruri care nu merg bine, sunt oameni care deja sunt furioși și au frustrările lor. De foarte mult timp își riscă viața și ei și familiile lor, pentru că muncesc în niște condiții absolut grele, cu riscuri asumate, care nu au existat la modul ăsta și cu agresivitatea asta nici când. Avem, ca să vă dați seama de gravitatea momentului, avem la nivel național 18 colegi doar din Sanitas decedați în lupta cu această boală gravă, oameni care au îngrijit pacienți, oameni care s-au dedicat și care, din păcate, la patul bolnavului au pierdut lupta cu viața. Sunt peste 2700 de oameni bolnavi, dintre colegii noștri, oameni care au primit un ajutor din partea sindicatului, dar, din păcate, foarte mulți dintre ei au dezvoltat forme grave de boală, au sechele, au dificultăți foarte mari în a reveni la spital, la capătul bolnavului, pentru că încă nu sunt recuperați, cu afectări pulmonare foarte grave, neurologice sau de alte naturi. Și în tot acest răstimp, mă rog, noi avem o anumită legislație specifică cu anumite drepturi suplimentare pentru acești oameni care lucrează în aceste condiții, așa cum vă spuneam, dar din păcate aceste drepturi nu sunt respectate. Avem un spor care există din 2017 în legea salarizării, un spor de pandemie între 55 și 85% blocat de Ministerul Sănătății, care nu și-a asumat într-un document existența în România a pandemiei. Deci un lucru care e plimbat în gurile tuturor pe bună dreptate ca și un risc deosebit, într-un document efectiv al guvernului nu există, doar din motivul de a nu acorda acest drept colegilor din sănătate. Sunt spitale în țară foarte multe care prin conducerile sale și-au asumat acordarea acestui drept legal și am arătat colegilor document, spre exemplu, de la Spitalul de Boli Infecțioase cu personalitate juridică de la Brașov. Colegii noștri de la Bacău, spre exemplu, cei care lucrează direct cu COVID, au un spor de 85%, timp în care colegii de la Ajut, din Spitalul Suport COVID, au un spor de 12% și la noi, în Spitalul Județean, au un spor de 15%. Mai e apărută legislație cu acordarea unui spor de până la 30% unor diferite categorii de personal în funcție de locul și de bolnavii pe care, de gradul de afectare a bolnavilor cu care ei au venit în contact, între 5 și 30%, dar în spitalele din România, din păcate, la fel, este un blocaj din cauza Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Nu mă îndoiesc că și Ministerul Finanțelor nu a alimentat cu fonduri această cheltuială și, cu alte cuvinte, ei refuză la plată spunând că legea nu prevede și sursa de finanțare, ca și când în Casa Națională și Ministerul Sănătății nu ar ști cum se alimentează prin fluxuri financiare aceste unități. Ce ne puteți spune despre voucherele? Despre voucherele de vacanță există la fel o nemulțumire enormă și o frustrare, pentru că e al doilea an consecutiv când doar Spitalul Județean din Focșani nu a primit voucherele de vacanță, cu toate că toate celelalte unități sanitare din Vrancea au primit. Toate celelalte unități publice, bugetare, din, că e învățământ, că e justiție, că e din administrație, din orice altceva, au primit, numai ei nu. Vă dați seama că în condițiile astea de tensiune, de lucru foarte mult, grav și cu riscuri foarte mari, tensiunea a crescut considerabil pe măsura furiei și a faptului că sunt nedreptățiți. Sunt lucruri adevărate, oamenii
bineînțeles că au văzut acum că au și ei posibilitatea să-și exprime un protest, pentru că a fost dat drum oficial la întâlniri publice, gen electorale, dar și gen de protest cu până la 100 de oameni. Colegii noștri au purtat echipament, adică au purtat măști, în așa fel încât să nu ne îmbolnăvim, pentru că știm, suntem mai conștienți ca oricine de cât de prețioasă este sănătatea noastră în aceste zile. Protest care de altfel a încercat a fi sabotat de anumite persoane. Este adevărat. Probabil tocmai în ideea de a nu putea, ca și colegii noștri, să nu se poată întâlni și să fie cât mai comasat și să nu poată respecta o anumită distanțare, în așa fel încât să-și protejeze sănătatea personală, au dat drumul și probabil că o anumită categorie, o anumită parte care a fost, știu pentru că am primit și semnale respective, a fost extrem de deranjată de acțiunea colegilor mei, care revin, nu e una sindicală de data asta. Poate că dumneavoastră ați mai participat și ați văzut că atunci când Sanitas Vrancea a făcut o acțiune și a asumat-o la modul și a fost organizată într-un mare fel întotdeauna, ceea ce nu s-a întâmplat acum. Am dat curs și bineînțeles am fost în fața și în fruntea colegilor mei pentru a ne exprima public prin vocea celor pe care ei au ales să-i reprezinte. Și da, mi-asum chestia asta și întotdeauna am să o fac cu mare onoare, pentru că e onoare să-ți reprezinți colegii. Până la această oră ați primit un răspuns din partea doamnei manager? Până la ora asta n-am primit niciun răspuns, nici nu poate fi un răspuns altul decât ce am primit până la momentul ăsta. Adică o promisiune de plata voucherelor de vacanță, dar noi ne dorim ca să avem certitudine că acest lucru ar putea fi la un moment dat achitat, este să vedem și în bugetul unității aprobat de Ministerul Sănătății prevăzut această cheltuială, pentru că altfel nu rămâne decât o promisiune și este frustrant să vezi că cineva încearcă să te ducă așa după o lună pe alta, în așa fel încât poate să-și protejeze ei o liniște înaintea unui moment decisiv al lor. Dar pentru noi ar trebui să se legitimeze cu seriozitate și cu lucruri împlinite și cu lucruri făcute. Pentru că altfel trebuie să știe toată lumea că cei colegii noștri din sănătate nu sunt unii care pot fi duși așa după fentă, după cum cred unii că se poate. Colegii, întâmplare în favoarea acestuia. Un lucru foarte important care ține de spitalul județean este acordarea voucherilor de vacanță. Aș vrea ca toți într-un glas să strigăm acest drept, pentru că primul conducerea unității se știe foarte bine că nu e un lucru pe care eu ne cer constant de luni de zile, e un drept pe care voi și-l doriți mai mult ca oricând. Pentru că meritați și suntem într-o situație, e cazul ca oamenii care muncesc în linia întâi să aibă și un motiv și un punct prin care se pot relaxa. Vouchere! Vouchere! Cu câteva luni în urmă și care a fost pasată de la o lună la alta, nu a fost întâmplător transmisă către dumneavoastră în partea mea această promisiune.
pentru că, slavă Domnului, nu m-am simțit la cap să credeți că pot mă duc cu copentul la fiecare comisiune. Și am considerat pur și simplu un lucru extrem de important ca o comisiune făcută de directorul economic, spre exemplu, să fie asumată, să fie cunoscută de voi și să facă de o altă consistență atunci când ea este făcută, da? Și de asta am vrut să o cunoaște, da? Pentru că atunci când promis la 1500 de salariați care nici anul trecut nu s-au primit vouchere de vacanță și care sunt extrem de iritați din acordarea lor, atât timp cât în fiecare spital din județul Brancea vouchere au fost acordate, iar spitalul în care se riscă să muncește cel mai mult, acest drept nu există, da? Cu atât mai mult că furia și frustrarea din ce în ce mai mare, pentru că nici anul trecut nu s-a întâmplat acest lucru. Mulțumesc! Am fi avut aici, alături, probabil, cu siguranță, în ziua asta, pe colegul nostru Ionică, colegul nostru de la Vidra, care și-a pierdut viața. În două săptămâni, n-au trecut mai mult de două săptămâni și el a plecat de lângă noi. Ce să zic, e un moment dificil să vorbești despre colegi care și-au pierdut viața tocmai în această luptă inegală cu un virus necruțător. Avem peste 2700 de colegi din țară. Eu mă refer acum la membrii sanitari, pentru că aici am puterea de a, adică am posibilitatea de a contoriza. Deci avem 2700 de colegi bolnavi care au trecut prin boală, colegi pe care am încercat să-i ajutăm așa cum am putut noi și care, cu siguranță că foarte mulți dintre ei au trecut prin frite cumplite și trec în continuare prin frite cumplite, pentru că știm foarte bine că acei colegi ai noștri care au fost internați în terapiile intensive au afectare pulmonară extrem de importantă. Da. Afectare pulmonară extrem de importantă și viața lor nu este nici acum pusă sub auspiciile siguranței. Pentru că noi avem probleme și după problemele voastre le spunem la modul public, pe unii deranjează foarte mult, extrem de mult, da? Pentru că în țara asta, din păcate, o țară europeană, cine mișcă, mișcă mor, da? Asta e adevărul, da? Da? Adevărul nu trebuie spus, e ținut de supres, da? V-am trimis și vouă ca să vedeți prima reacție a unor oameni turbați, care văd în mine un jec, doar pentru faptul că e normal și firesc, pentru că este onorant ca să vă reprezint, să fiu în fața voastră, ori de câte ori aveți nevoie, da? Și totul a pornit de la voi, de la colegii noștri din ajut, care sunt extrem de supărați, furioși și frustrați, ca și colegii noștri din secția de infecțioase, ca și colegii noștri din spital, ca și colegii noștri din terapie intensivă, care de 6 luni și ca și toți voi care sunteți aici și care sunt pe secții în continuare și îngrijesc pe pacienți cu determinare în așa fel încât să nu simtă furia și frustrarea noastră, așa, sunt oameni care nu văd în noi altceva decât mase de manevre și de manipulare, pentru că ei au interese importante acum, foarte curând. Da? Iar voi și iar noi, la modul general, nu existăm pentru ei decât manipulați fiind atunci când au nevoie de noi, da? Acum sunt un jec, da? Pentru că sunt în fața voastră și e normal să fiu așa, chiar dacă acțiunea de astăzi nu e una sindicală, da? Niciodată o acțiune sindicală în Vrancea n-a fost la modul ăsta, da? A fost altfel organizată, da? De bubuiau pereții, da? Nu e un lucru pe care l-am organizat noi ca și sindicat, vine din nemulțumirea voastră și din dorința voastră
de a vă exprima public lucrul ăsta, da? Trebuie să-i respectăm pe colegii noștri. Luni m-au chemat la ajut și mi-au spus... Luni mi-au spus că dacă nu vin până în ora 12 la ei, că sunt în fața spitalului, înseamnă că nu-i reprezint, da? Iar domnii care spun despre mine că sunt un jegos, să-l întrebă pe prietenul lor, prefectul, care are văr pe colegul nostru, liber sanitas la ajut, da? Și care poate confirma ceea ce am spus eu până acum, da? Și l-am și rugat să-l sune și să le spună tuturor ăstora care înțeleg lucrurile pe de-a îndoaselea și pentru care noi nu însemnăm nimic de fapt, pentru că observăm astăzi că după 6 luni, când toată lumea ne aducea mulțumiri, acum nu mai există empatie, nu mai există compasiune, nu mai există condescendență față de cei din linia întâi, da? Nu existăm pur și simplu. Ba mai mult, îi și încurcăm, da? Încurcăm foarte mult. Îi încurcăm pentru că vrem să fie aplicată legea, da? Pentru toți, da? Pentru că nu-i firesc ca la 90 de kilometri la Bacău, colegii noștri care îngrijesc bolnav COVID să aibă un spor de 85%, pentru că autoritățile de acolo îi respectă și le respectă munca, iar colegii noștri de la spitalul suport COVID ajut au un spor de 12%. Asta e campanie sau e durerea și frustrarea colegilor noștri care își riscă viața? Am să vă rog ca pentru câteva minute să păstrăm un moment de recolegere pentru cei 18 colegi ai noștri, membrii sanitari din țară, care au pierdut lupta cu viața îngrijind bolnav COVID. Despre vouchere știți foarte bine promisiuni, da?